este o foarte mare nevoie de o nouă revoluție în management și în conducerea afacerilor. La nivel mondial am ajuns să avem un manager pentru fiecare 4,7 angajați. În era industrială, media era de un manager la fiecare 25,3 angajați. Acest exces de management costă economiile mondiale peste 20 de triliarde de dolari anual. Iar Aici nici măcar nu luăm în calcul banii pierduți prin incapacitatea afacerilor de scalare și o plată mai bună a angajaților. Pentru că o plată mai bună a angajaților duce într-o putere mai mare de consum, a păturii de jos și a păturii de mijloc și normal Într-o creștere economică și o calitate mai bună a vieții. Pe parcursul a două decenii din timpul Revoluției Industriale, am văzut o creștere de 50 de ori a productivității oamenilor. Însă, de atunci, nivelul de productivitate nu doar că nu a crescut, ci a scăzut. Chiar dacă tehnologia a evoluat de mii de ori în toată această perioadă, ce s-a întâmplat mai exact? Am trecut de la munca fizică la munca intelectuală. Dacă, în 1900, majoritatea angajaților erau plătiți pentru muncă fizică, în prezent companiile plătesc 80% din forța de muncă pentru muncă intelectuală. Iar pentru că managementul muncii intelectuale este foarte greu de realizat prin managementul tascurilor și activităților, așa cum era preponderent în era industrială, companiile au compensat prin creșterea numărului de manager și lideri de echipă. Mai precis, au compensat prin micromanagement. Dacă munca fizică se poate foarte bine manageria prin tascuri și activități, munca intelectuală sau knowledge work trebuie să fie manageriată prin rezultate. Asta înseamnă că organizațiile trebuie să se oprească să mai plătească oamenii pentru timp și pentru tascuri și să-i plătească pentru rezultate. Și mai mult, trebuie să schimbe rolul managerului de la a organiza munca la a crește productivitatea echipei pe care ei o conduc. Această nevoie duce automat către o redefinire a responsabilităților angajaților. Mai precis, responsabilitățile au nevoie să devină rezultatele pentru care oamenii își prime salariu. Nu timpul pentru care își prime salariu, nu tascurile pentru care își prime salariu, ci rezultatele măsurabile și verificabile într-un mod obiectiv. Iar dacă vrei să înțelegi mai bine cum se stabilesc aceste responsabilități, cum se fac evaluările de performanță bazate pe ele, cum poți să reduci numărul de manageri din compania ta și în același timp să crești productivitatea, atunci te invit să urmărești webinarul Fundamentele Managementului prin responsabilități. Este total gratuit și în cele 90 de minute explic pas cu pas metodologia corectă de stabilire a responsabilităților. Procesul de evaluare de performanță, lucru cu avertismentele și consecințele pentru cei care nu performează, diferența dintre roluri și posturi, și inclusiv cum folosim procedurile într-o lume în care munca intelectuală este cea prevalentă. Peste 2000 de companii folosesc sistemul TBF de management pentru a se organiza și a crește accelerat. Mi-a luat 16 ani și a trebuit să fiu implicat în creșterea peste 300 de companii din 23 de industrii pentru a-l dezvolta. Nu-ți voi oferi sfaturi, ci un sistem complet care funcționează în realitatea curentă.